Costume de epocă, reconstituirea unei bătălii între turcii și maghiarii ce apărau cetatea Timișoarei, dar și langoș, vin unguresc și guiaș. Toate acestea au putut fi găsite în orașul de pe malul Begăi, unde în acest weekend au fost sărbătorite zilele culturii maghiare. Organizatorii și-au propus promovarea culturii minorității maghiare și a obiceiurilor acestei etnii într-un oraș cunoscut pentru multiculturalitatea sa. Am venit să ocupăm cetatea! Să fie un cadou pentru marele padișah Suleiman. Predați-vă! O filă de istorie narrativă extrem de interesantă pentru public, pentru timișoreni, pentru că e vorba de Timișoara. Faină! Cu cine ții? Încep să se gândească? Turcii. De ce? Da. Că cel mai probabil ești câștigă, adică dacă ei dacă câștigă numai o dată, au luat toată cetatea. Punctul de atracție l-a constituit rememorarea bătăliei pentru cetatea Timișoarei din 1551, atunci când trupele regatului maghiar au respins armata otomană. Armata otomană, din cauza vremii, pentru că era octombrie și ienicerii nu luptau pe frig, plus că se pare că Transilvania și-a plătit tributul către Imperiul Otoman, în momentul respectiv au decis să revină în 1552 vara, când finalul, din păcate pentru istoria Timișoarei, din anumit punct de vedere, a fost în așa fel încât Timișoara a intrat sub administrație otomană. Sunt foarte importante. Având în vedere că, din păcate, puțin știu despre faptele eroice petrecute aici, acum aproape 500 de ani în urmă. După o bătălie istovitoare, un ospăț cu gulaș, friptură și curtăș colaci a fost binevenit. Mâncarea e foarte bună, pentru că mi-e foame și e mai special decât ceea ce facem acasă. Sărbătoarea culturii maghiare se va termina în această seară cu un concert al unei cunoscute trupe din Ungaria.